Suntem la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde destinul le demonstrează că are un simț al umorului absolut fabulos. Astăzi are proces pentru mărturie mincinoasă domnul Călin Popescu Tăricianu, președintele Senatului. Este acuzat de mărturie mincinoasă. Omul a mințit în fața procurorilor într-un dosar penal, cred că despre dosarul IPRS Ferma Băneasa. Cine credeți că este audiat astăzi ca martor în acest dosar de mărturie mincinoasă, vă repet? Este așteptat să vină aici la Înalta Curte cam în 20 de minute nimeni altul decât Victor Ponta, aka Pinocchio. Știți că pe vremea când era prim-ministru, apetența lui pentru minciună era notorie, da? Toată lumea vorbea despre faptul că Ponta este un mitoman, un mitoman înrăit, un om care minte cum respiră, după cum spunea fostul președinte Traian Băsescu. Este interesant, nu, că un astfel de mincinos înrăit, pe care unii comentatori l-au poreclit Pinocchio, da? Deci unii spuneau, am scris și eu atunci într-un comentariu, că la cât minte Victor Ponta, ar trebui să-i crească nasul de la Palatul Victoria până peste drum să spargă geamurile cu nasul, geamurile de la Muzeul Antipa. Ei bine, acest mitoman înrăit, iată, vine să fie martor într-un dosar de mărturie mincinoasă. Deci e martor pentru unul acuzat de minciuni. Este o treabă foarte interesantă, o să-l așteptăm pe domnul Victor Ponta aici la intrare. Suntem cu un mic comitet de primire, vedeți aici, îl vedeți pe Sandy Matei cu pagina Stăm pentru România Demnă. Avem un mic comitet de primire, vor mai veni niște persoane și-l așteptăm pe micul Pinocchio să vedem cum o să poată el fiind mitoman, la el minciuna fiind a doua natură, cum o să poată el să nu mintă în fața instanței. Vedeți că el a fost și magistrat și știe că n-are voie să mintă. Deci va fi o zi foarte grea pentru Victor Ponta. Va trebui Victor Ponta, procurorul, să ducă o bătălie sfâșietoare cu Victor Ponta, politicianul, aka Pinocchio, aka mincinosul. Haideți să vedem dacă vine, dacă vrea să stea de vorbă, ce o să se întâmple. Va fi o zi surprinzătoare. Dar vedeți pe domnul Victor Ponta lângă mine, un mitoman înrăit care depune mărturie într-un proces de mărturie mincinoasă. Cum e asta, domnul Ponta? Știți că lumea vă spune Pinocchio? Vă aștept la ieșire, domnul Ponta, să vorbim dacă aveți curaj. Dacă sunteți un om laș, asta este. Da, l-ați văzut pe domnul Ponta, n-a zis nimic. A zis că sunt simpatic și dacă îi sunt simpatic, îl mai aștept și la ieșire ca să vedem cât de simpatic îi sunt domnului Ponta. Singura probă în faimosul dosar cu ele era o declarație falsă a lui Vlad Cozma. Da, domnul Ponta, știți că lumea vă spune Pinocchio? A fost greu? A fost greu în instanță, domnul Ponta, să spuneți adevărul? Eu întotdeauna spun adevărul. V-a torturat justiția? Păi și atunci de ce se spune despre dumneavoastră că sunteți un mitoman înrăit? Așa zicea domnul Băsescu, știți? Spunea că minte cum respiră. Ați reușit să spuneți adevărul la instanță, domnul Ponta? Cred că mi-ai furat mașina, mă. Da. Nu v-a furat nimeni mașina, tu, mașina e acolo, dar mașina. V-ați pierdut dumneavoastră cu firea. Tu mi-ai furat mașina cu firea. V-ați pierdut cu firea, domnul Ponta. Păi să nu te calce, da. Doamne ferește.
Ai grijă. Domnul Ponta, cum vă explicați că PSD-ul a ajuns pe mâna unui infractor? Despre domnul Dragnea ne spune ceva? O zi bună vă urez. La revedere. Îl vedeți pe Pinocchio? Pinocchio părăsește în alta curte de casație justiție. Asta lumea vă spune Pinocchio. A fost greu? A fost greu în instanță, domnul Ponta, să spuneți adevărul? V-a torturat justiția? Păi și atunci de ce se spune despre dumneavoastră că sunteți un mitoman înrăit? Așa zicea domnul Băsescu, știți? Spunea că minte cum respiră. Ați reușit să spuneți adevărul la instanță, domnul Ponta? Cred că mi-ai furat mașina. Nu v-a furat nimeni mașina. Mașina e acolo, dar v-ați pierdut dumneavoastră cu firea. Nu mi-ai furat mașina. V-ați pierdut cu firea, domnul Ponta. Ce părere aveți de cum este PSD-ul acum? Condus de un infractor. O zi bună vă urez. Justiție, nu corupție, justiție. Îl vedeți pe Pinocchio? Pinocchio părăsește în alta curte de casație justiție. Pinocchio părăsește în alta curte de casație justiție. N-a prea avut chef să vorbească, să răspundă la întrebări. A susținut domnul Victor Ponta că întotdeauna spune adevărul. Dar desigur, noi n-avem de unde să știm acest lucru, pentru că este posibil să ne fi mințit domnul Victor Ponta. Înțelegeți? A ieșit un pic zăpăcit, l-ați văzut că nu și-a găsit mașina, a fugit dintr-o parte în alta, până la urmă a venit șoferul să-l ia, dar nu ne-a răspuns, nu ne-a mai zis nimic nici de Dragnea, nici de nimic. Tot ce vroia Pinocchio era repede, repede să ajungă în mașină, să se urce în mașină și să plece de lângă acest grup civic organizat care a venit să-i pună niște întrebări de bun simț. Deci nu știm, oameni buni, de fapt, dacă Victor Ponta a spus adevărul sau a mințit la înalta curte. Vom rămâne, istoria va rămâne cu această dilemă nerezolvată, la fel cum nu știm ce se întâmplă în triunghiul Bermudelor, nu știm cum este cu energiile din Carpați. Va rămâne un mister al istoriei dacă Victor Ponta, cel supranumit Pinocchio, a spus sau nu adevărul astăzi aici la înalta curte de casație și justiție. Cert este că, și insist pe asta pentru că este un joc al destinului, al universului, știți că universul complotează așa în moduri foarte interesante și inedite, cert este că Victor Ponta, un mitoman, da, supranumit Pinocchio, a depus mărturie ca martor într-un proces de mărturie mincinoasă. Asta mi se pare mie amuzant și sublim și zic că e bine să râdem, da, să nu ne pierdem simțul umorului, pentru că dacă ne pierdem simțul umorului, la cât de gravă e situația în România, o luăm cu toții razna. Da, l-ați văzut pe Victor Ponta, foarte bulversat, a ieșit de la instanță, nu și-a găsit mașina, nu a putut să stea să purtăm un dialog. Vreau să vă vorbesc însă foarte serios despre dosarul în care el a fost audiat. Este un dosar de mărturie mincinoasă în care a fost trimis în judecată președintele Senatului Călin Popescu Tăricianu. Ce s-a întâmplat în acest dosar? Pentru că e vorba de o afacere foarte interesantă de care se leagă nume grele din politică, din afaceri și din presa din România. Este vorba despre celebrul dosar Ferma Băneasa, unde proprietăți estimate de către procurorile anticorupție la o valoare uriașă, 500 de milioane de euro, au fost furate de la statul român în fals, au fost preluate de către o grupare din care fac parte multiplul inculpat Dan Andronic, patronul de la evenimentul zilei și Capital, fac parte Talz Zilberstein și Beni Steinmetz, miliardari israelieni pe care știți că sunt implicați în proiectul Roșia Montană Gold Corporation, prințul Paul de România și alte persoane. Ei sunt acuzați că în mod fraudulos, prin diverse operațiuni, falsuri pe care ei le-au făcut, au obținut pentru Paul de România retrocedarea acestor proprietăți ale fermei Băneasa. În acest context, pentru că procurorii, mergând pe ițele acestei afaceri, informându-se cine pe cine a prezentat, cine de la cine a luat comision, cine cu cine a stat de vorbă, cum au fost introduși unii la alții, mergând pe ițele acestei afaceri în care multiplul inculpat Dan Andronic a fost și reținut, a stat puțin la arest. Știți că Dan Andronic a fost consilierul, a fost paharnicul, a fost omul care îi punea cu bulețele de zahăr în cafea într-o perioadă lui Călin Popescu Tăricianu. Și mergând procurorii pe ițele acestei afaceri, au ajuns și la Călin Popescu Tăricianu, pe care l-au chemat în 2016 și l-au pus să dea niște declarații în legătură cu niște fapte, niște evenimente despre care aflaseră procurorii. Tăricianu a venit în fața procurorilor anticorupție de la DNA Brașov și a mințit.
pur și simplu a mințit, a spus că nu cunoaște niște personaje despre care existau probe clare că el cunoaște aceste personaje, că el a avut discuții cu aceste personaje, că el i-a introdus pe acei miliardari israelieni, Tal Zilberstein și Benny Steinmetz, în legătură cu personajele care au aranjat până la urmă întreaga afacere a retrocedării fermei Băneasa. Și bineînțeles că pentru că Tăriceanu a mințit și pentru că ceea ce spunea el intra în contradicție flagrantă cu probele pe care le aveau procurorii DNA Brașov în legătură cu acele fapte, automat s-a constituit un dosar de mărturie mincinoasă și Călin Popescu Tăriceanu, Dita Mai, președintele Senatului, așa a ajuns el să fie judecat pentru mărturie mincinoasă. Și aici vine partea amuzantă pe care vroiam să o discut cu Victor Ponta, care ați văzut când i-am spus că lumea îi spune Pinocchio, n-a avut nimic de spus despre asta, n-a zis nimic, a tăcut, s-a învârtit pe aici, nu s-a găsit mașina Pinocchio, săracul de el. Aici vine partea amuzantă pe care eu am insistat și în live-ul pe care l-a făcut Insistăm pentru România Demnă, pentru că mi se pare amuzant, mi se pare că destinul are un simț al umorului foarte interesant, se distrează uneori copios pe seama noastră. Faptul că Victor Ponta, a cărui una dintre problemele cu el fiind aceea că este un mitoman, știți că pe perioada mandatului lui de prim-ministru, foarte mulți politicieni și în foarte multe situații s-a dovedit că Victor Ponta minte, că minte cum respiră, așa spunea Traian Băsescu. Deci calitatea lui de mitoman notoriu înrăit este recunoscută, este de notorietate faptul că Victor Ponta e un mare mincinos, da? Nu degeaba îi se spune și Pinocchio. Amuzant este că Pinocchio a fost chemat de Călin Popescu Tăriceanu să depună mărturie în dosarul de mărturie mincinoasă a lui Călin Popescu Tăriceanu. Și eu vroiam să aflu de la Victor Ponta dacă sigur ar fi avut curaj să aibă un dialog și dacă nu s-ar fi învârtit ca un șoricel speriat pe aici, căutându-și mașina, mașina fiind scăparea lui, că era disperat să scape de lângă mine. Dacă ar fi fost bărbat și ar fi stat să avem o discuție, vroiam să-l întreb cât de greu a fost pentru el să spună adevărul. E o chestiune, trebuie să o luați foarte, foarte în serios. Vă dați seama, un mitoman înrăit este adus în fața instanței, e pus să jure cu mâna pe Biblie să spună adevărul. Probabil că pentru el a fost foarte, foarte grea această, această experiență prin care am trecut. Este foarte posibil că în momentul în care lui Victor Ponta îi se apropie sorocul pentru procesele în care este judecat și unde va risca să-și ia cu condamnare, să facă și el niște registrări ca Ghiță dintr-o debara sau ca Vlad Cosma, în care să spună cum l-a torturat justiția. Și cu siguranță că atunci Victor Ponta, ca Pinocchio, ne va povesti cât de greu a fost el torturat și cum i s-au încălcat lui drepturile, da? Ne va spune probabil că se va plânge la Curtea Europeană a Drepturilor Mincinoșilor, cum a fost el torturat aici, în alta curte de casă de justiție, de către justiția ticăloasă și sistemul periculos, statul paralel, care l-a adus pe el un mitoman și l-a obligat, împotriva firii lui, împotriva naturii lui, împotriva ADN-ului, el are minciuna pirogravată în ADN, l-a obligat, domne, să spună, să jure pe Biblie, undeva acolo la etajul 2 e sala de judecată, l-a obligat să jure pe Biblie că spune adevărul și numai adevărul. Vă dați seama prin ce dramă a trecut Victor Ponta? Poate că și de aceea nu a putut să stea de vorbă cu mine și s-a furișat ca un șoricel pe aici căutându-și scăparea în mașină. Probabil că omul a ieșit rău de tot traumatizat după această experiență înfiorătoare pentru un mitoman, această experiență oribilă pentru Pinocchio, să fie nevoit, vă dați seama, să spună adevărul. Grea situație.